În fiecare zi la Direcția de Finanțe sunt depuse noi cereri de restituire a banilor de către gorjenii care au câștigat acest drept în instanță. Am mers să depun hotărârea care este definitivă, irevocabilă, cu impunere ca să iau banii cât mai repede. Cât trebuie să luați înapoi? 500 de euro, dar vă dați seama după un an de zile că nu mai sunt aceiași care au fost anul trecut. La ora actuală se află pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare circa 2000 de dosare. De la începutul anului, instituția noastră a fost acționată în instanță de 2107 persoane în scopul recuperării taxei de prima înmatriculare pentru autovehicule, respectiv a taxei pe poluare. Din cele 2107 dosare, 167 au fost soluționate, restul de 1940 se află pe rolul instanțelor în curs de soluționare. Direcția Finanțelor Publice Gorj a restituit în primele 10 luni ale acestui an gorjenilor aproape 600.000 de lei, reprezentând taxă de primă înmatriculare. Taxa a fost recuperată de șofer doar în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile. În baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, în perioada scursă de la începutul anului, a fost restituită suma de 598.183 de lei, reprezentând taxă de primă înmatriculare. Taxa de poluare pentru autovehicule constituie venit la bugetul Fondului pentru Mediu și se gestionează de administrația Fondului pentru Mediu.